Slavă sfântă și cele de o ființă și de viață păcătoare și de cât de trăim, totdeauna acum și pururea și în vecii vecilor. Slavă ție, Dumnezeu nostru, slavă ție, Împărate, Înțelept, Dumnezeu, tot adevărul, care prin jucatele, prin existierul bunătăților, Dătătorul viață, ne slăbește în genoși, ne curășește pe noi toată închinăciunea și mântuiește bunul și noastră. Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Părinte Marte și noi, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Părinte Marte și noi, Sfinte Dumnezeu, Sfinte Tare, Sfinte Părinte Marte și noi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Prea Sfântă Treime, miluiește-ne pe noi, Doamne, curățește păcatele noastre, Stăpâne, iartă fără de legile noastre, Sfinte, cercetează și vindică de putințele noastre pentru numele Tău. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh și acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Împreună, Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, ce are toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Ca Ta este împărăția, puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu pace Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacele sunt și pentru mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, pentru bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserici, și pentru unitatea tuturor, Domnului, să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul Părintele nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru cinstita preoțime cea întru Hristos diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru binecredinciosul popor rămân de prenutindeni, pentru cărmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașilor și ai satelor, și pentru viitoare Hristos armată, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Să primească cu milostivire în Sfântul cel mai presus de ceruri și duhovnicescul său jertfelnic, mulțumirea și rugăciunea noastră de acum, a nevrednicilor robilor săi, și cu îndurare să ne miluiască pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Ca să nu se întoarcă de la mulțumirea noastră a nevrednicilor rubilor săi, pe care o aducem cu inima smerită, pentru binefacerile de bine ce le-am primit de la dânsul, ci ca o tămâie cu bun miros și ca o ardere de tot bine primită, să fie rugăciunea noastră de mulțumire lui Dumnezeu, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să audă și acum glasul rugăciunii noastre, a nevrednicilor robilor săi, și bună cerere și dorirea credincioșilor săi, totdeauna spre bine să împlinească ca o milosie și totdeauna să ne dea pace de bine nouă, și Sfintei sale biserici la tot credinciosul său popor, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să izbăvească Sfânta sa biserică și pe noi robii săi, satele și comuna noastră, toate orașele și satele, de tot necazul, mânia, nevoia și primejdia și de toți vrăjmașii, cei văzuți și cei nevăzuți și cu sănătate, într-o lungime de zile în pace și cu ocrotirea îngerilor săi, totdeauna să ne îngrădească pe noi, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
Sfânta curată, prea binecuvântată, amărită, stăpâna noastră de Dumnezeu născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomeni. Prea Sfântă născătoare de Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră, lui Hristos Dumnezeu să o dă. Slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie. Pace tuturor! Sfântul Apostol și Evanghelist Marcu, citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Să luăm aminte. Zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă, că cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face. Orice va zice el, se va face. De aceea vă spun vouă, toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și atunci le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșalele voastre. Că dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșalele voastre. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Miluiește-mi pe noi, Dumnezeu, pe mare mila ta, ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește! Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul părintele nostru Teofan, arhiepiscop al Iașilor și mitropolit al Moldovei și Bucovinei, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Încă ne rugăm pentru bine credinciosul popor român de pretutindeni, pentru cârmuitorii țării noastre, pentru mai mari orașelor și ai satelor, și pentru iubitoarea de Hristos armată, pentru sănătatea și pentru mântuirea lor. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește! Ca niște robi nevrednici cu frică și cu cutremur, mulțumind milostivirii tale, Mântuitorule și Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile tale,
pe care cu îmbelșugare l-ai vărsat asupra robilor tăi. Locuitor ai comunei noastre, Tașca, binecuvântată de Dumnezeu, cădem înaintea ta și ca unui Dumnezeu îți aducem mulțumire și cu umilință strigăm. Izbăvește-ne din toate nevoile, pe robii tăi și pe noi, ca un milostiv totdeauna împlinește dorințele și cerințele noastre, cu stăruință ne rugăm ție, auzi-ne și ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Ca niște tămâie cu bun mirou și ca o ardătoare bineprimită să fie, într-o tot bună stăpâne aceasta, mulțumirea noastră înaintea slavei tale, și trimite totdeauna ca un durat robilor tăi, mila ta ce băgată și îndurările tale și zbăvește pe robite de toate meșteșugile văzuților și nevăzuților vrăjmași pe ei, biserica ta cea sfântă, comuna noastră, și pe tot poporul tău dorindu-te o sănătate, lungime de zile spărind toate faptele bune, într-o tot îndurat împărate, auzi-ne și de grab ne miluiește. Doamne, miluiește, Doamne, miluiește, Doamne, miluiește. Că milostiv și iubitor de oameni Dumnezeu ești și ție slavă înălțăm, Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, Dumnezeul îndurării și a toată milostivirea, a cărui milă este înmăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la ta slavă căzând cu frică și cu tremur, ca niște robi nevrednici, cu minință aducem acum mulțumire bunătății tale, pentru binefacere ce au fost asupra robilor tăi, ce aici de față, și a tuturor locuitorilor acestei comune. Și ca pe Domnul Stăpânul și Binefăcătorul, te slăbim, îți cântăm și te lăudăm. Și iarăși căzând înaintea ta cu mulțumire, rugând cu milință nemăsurată și nespusă ta milostivire, că precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor tăi, cu milostivire ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte vrednicește a spori într-o dreapta credință, în dragostea cea către tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale tale binefaceri împreună cu toți credincioșii tăi, spuneți-vă numele, Dumitru, mântuiește de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pașe și liniște. Ne învrednicește pe toți totdeauna mulțumirea aduce cele pentru cele prea bune și a grăi și a cânta, slavă ție Dumnezeul nostru, slavă ție Dătătorului nostru de viață, în vecii vecilor. Amin. Înalt preasfințitului Părintelui nostru Teofan, Arhiepiscop al Iașilor și Mitropolit al Moldovei și Bucovinei, dă-i, Doamne, zile îndelungate, bună sporire în dreapta propovăduirea cuvântului adevărului Tău și în povățuirea turmei celei cuvântătoare pe calea mântuirii. Și îl păzește, Doamne, în trumuleți ani, mulți ani străiască pe Stăpânul și Mitropolitul nostru, Doamne, îl păzește, Doamne, îl păzește, într-o mulți ani, într-o mulți ani, într-o mulți ani. Primara comunei Tașca, membrilor Consiliului Local, tuturor locuitorilor comunei noastre Tașca, binecuvântată de Dumnezeu, tuturor celor prezenți, invitați la această festivitate, nouă tuturor, să ne dea Dumnezeu sănătate, putere de muncă,
și să ne păzească Dumnezeu într-un mulți și fericiți ani. Mulți ani trăiască! La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Binecredincioșului popor român de predotindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai marilor orașilor și satelor și iubitoare Hristosoastre, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și într-o toate bunăsporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și păzește într-o mulți ani, mulți ani trăiască. Mântuire viața numai lumină, ca în lumină să dăinuiți, pentru credință și mântuire, la mulți ani să trăiți, la mulți ani să trăiți. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Amin. Doamnă primar, stimați invitați, preacucernici părinți, iubiți și stimați credincioși, ne aflăm cu voia și ajutorul lui Dumnezeu sub cupola acestei catedrale din această pădure de pini, unde suntem sub harul Duhului Sfânt, oblăduiți prin rugăciunile care s-au săvârșit aici de mulțumire pentru tot binele rânduit comunității noastre ortodoxe de aici, de la Tașca. Cei trei preoți a comunei noastre binecuvintează această festivitate, dând dezlegare la toate bunătățile pământului prin această rugăciune. Hristoase Dumnezeu nostru, binecuvintează mâncarea, băutura și pe noi, robii tăi, această festivitate, că Sfânt ești, toate le sfințești, ție mărire înălțăm Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Amin. Slujba a luat sfârșit. Vă doresc și vă dorim o zi binecuvântată. Sărut dreapta, mulțumim! Mulțumim părinților, sărumâinile, că avem trei părinți. Mulțumim Bunului Dumnezeu că am ajuns încă o zi a comunei, încă o zi a noastră, a tășcanilor, a tuturor. Vă mulțumesc dumneavoastră că sunteți prezenți. Mulțumesc și celor care vor veni de acum înainte. Să ne dea Bunul Dumnezeu sănătate, putere de muncă. Să muncim ca până acum și mai mult. Eu știu că discursurile nu fac plăcere celor care stau și le ascultă. De aceea voi fi foarte scurtă, spunându-vă că va urma un moment în care vom acorda anumite premii și diplome, dar în același timp, după un an de zile în funcția de primar, pot să vă spun că fiecare locuitor a comunei Tașca merită o diplomă, pentru că toți suntem locuitorii acestui loc binecuvântat. Și fiecare din noi are responsabilitate pentru firmitura de comună în care trăiește, de aceea vă cer atât copiilor, părinților, să fim responsabili că Dumnezeu ne va întreba pe fiecare din noi atunci când vom păși la viața veșnică ce ampretă ne-am pus în locul unde ne-a lăsat. Este foarte important să știm că nu luăm nimic cu noi. Bogățiile nu rămân aici. Bogățiile merg cu noi. Faptele, sufletul, trebuie să fie ampreta pe care ne-o punem aici unde locuim. Îmi cer iertare. În fiecare an de ziua comunei îmi voi cere iertare, pentru că un an de zile sunt cu gura pe dumneavoastră că vreau să rămână ceva atât în urma mea cât și în urma fiecăruia dintre noi.
Nu o fac din răutate, o fac cu toată dragostea. Neastră, știți că eu vă iubesc, precum iubesc lumina ochilor și cum iubesc copiii mei. Nu sunt vorbe mari, știți decât de fiecare dată, cât am posibilitatea, vă voi demonstra acest lucru. Vă rog din suflet, aș vrea mai mult să veniți, să-mi cereți și să-mi spuneți unde greșesc. Nu pot să fac mai mult bine decât dacă mi se cere mai mult. Vă mulțumesc încă o dată și am să vă premiez cu tot sufletul meu pe toți cei care locuiți în comuna Tașca. Vă mulțumesc! La mulți ani, petrecere frumoasă, vă rog din suflet să avem măsură și aici, vă rog din suflet să nu ne facem de râs, sunt oameni străini care vin și se minunează de ce oameni locuiesc în comuna Tașca. Este adevărat, dar să nu uităm simțul măsurii. Vă mulțumesc și asta n-a fost ceartă, a fost o dragoste. O să încep cu acordarea a 3 diplome, care înseamnă prea puțin pentru ceea ce fac preoții noștri din comună, pentru noi locuitorii, și de aceea vă rog, ceea ce mai greșim câteodată și mai vorbim, vă rog, dragilor părinți, să ne iertați, pentru că sunteți cei care ne călăuziți și sunteți singurii în fața cărora noi toți ne plecăm genunchii. Ne iertați! Părintele Dumitru Deaconu, am început în ordinea vârstei, dar să știți că pentru mine toți cei 3 preoți sunt preoți și în fața lor nu voi crâcti niciodată. Mulțumim doamnei primar pentru această diplomă și sunt foarte mulțumit și este chiar un privilegiu în activitatea mea de preot de când sunt aici la Neagra, în comuna Tașca. Este singura diplomă pe care am primit-o de la membrii Consiliului Local a acestei minunate comune Tașca. Drumul dumneavoastră a membrilor Consiliului Local să fie presărat cu flori, așa cum este ulița bisericii de la Neagra. Și a doamnei primar, dacă ea este fruntea, și ea este ca o oglindă în care se oglindește dânsa, în care ne oglindim noi cu faptele noastre. Dacă dânsa face fapte bune, sunt faptele noastre înaintea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc, stimată doamnă! Părintele Caia Dănuț Gheorghiță, și poate nu o să fie frumos, să știți că noi ne iubim, chiar dacă se mai aud vorbe în sat, noi ne iubim mult. Eu, părintele Dan a fost 11 ani părintele meu duhovnic și asta înseamnă că nu pot să-l urăști niciodată. Iertare, părinte! Singura mea problemă e că n-am auzit nimic de rău, așa că vă doresc spor în activitate, spor Consiliului și dragilor, toate binecuvântările peste noi toți, peste binecuvântata noastră comună și să dea Dumnezeu ca binele care dăinuiește astăzi între noi, fără niciun fel de vorbă goală, să fie astăzi și în vecii vecilor. Amin. Părintele Iurcă Anton Cornel Valentin, toată dragostea, respectul, să rămână. Vă mulțumesc mult de tot și pentru doamnă sărut mâna. Știți că avem un obicei de acordarea premiilor pentru cei care au dus crucea unul lângă altul 50 de ani și invit pentru premiere familia lui Ion, Petru și Ana la mulți ani, să le dea Dumnezeu sănătate și să sărbătorim 75 de ani tot alături de dumneavoastră.
familia Muraru, Mihai și Anica, doamna învățătoarea mea, am un motiv în plus să o felicit astăzi, la mulți ani, felicitări și să ne ajute Dumnezeu la fel 75 de ani să dăm premii tot pe scenă. Mulțumim foarte mult Consiliul Local pentru onoarea acordată. Mulțumim tuturor celor care ne-au urmărit de cursul vieții noastre de timp de 50 de ani. Felicit pe cei care au trecut de pragul acesta. Urez celor care urmează să trăiască și ei mulți ani, cu sănătate, cu înțelegere în familie. Mulțumesc doamnei primar, care s-a gândit la noi, a doua mea generație în comuna Tașca, îi urez multă sănătate, mult succes în realizările comunei noastre, încă o dată multă sănătate tuturor celor care urmează după noi, să ajungă și ei la această venerabilă vârstă, totuși de 50 de ani împreună. Mulțumesc tuturor! Familia Moldovanu, Vasile și Paraschiva, tanti Chiva și nea Vasile, la mulți ani, Dumnezeu să vă dea sănătate. Mulțumim pentru copiii care i-ați crescut și ne-ați lăsat. Și la fel, vă așteptăm la 75 de ani împreună. Sănătate mult! Avem o singură diplomă de excelență. Aș vrea la anul să ținem cu greu mapele. Pentru eleva Delia Mihaela Blaga, în semn de recunoaștere a performanțelor școlare remarcabilă, este adevărat că sunt foarte mulți copii serioși, riguroși, care învață foarte bine, dar noi am reușit să acordăm premiul doar celor care au terminat, au finalizat cursurile cu nota 10. O invităm pe scenă. Este. Mulțumesc! Bravo. Succes în continuare! Mai avem o diplomă de excelență pentru Asociația Culturală Eu Cred. Bănuiesc că dumneavoastră știți despre cine este vorba, pentru că ei sunt tot timpul alături de noi, ne promovează Comuna Tașca, copiii noștri, și pentru a putea obține performanță este o muncă asiduă, unde au obținut rezultate deosebite cu eforturi mari și cu răsplată puțină. De aceea am considerat că merită să fie premiați. Probabil că nu s-a așteptat la surpriză, de asta încă n-au ajuns, dar până de seară îi premiem. Marius Coșerariu cu echipa, Asociația Culturală Eu Cred. Mai avem o diplomă de excelență. La fel este posibil să nu fie prezent, că și la serviciu ajunge mai greu. Se acordă serviciului voluntar pentru situații de urgență Tașca, în semn de apreciere pentru activitatea pusă în slujba comunității și pentru premiile pe care le-au obținut la concursurile de specialitate. Daniel Grasu, dacă nici astăzi nu ești, săptămâna viitoare o să ai concediu. Felicitări!
Vă mulțumim! Putem să începem petrecerea, avem oaspeți de seamă. Vor veni musafiri de la Consiliul Județean, Prefectură, Senatul României, Parlamentul României, dar sunt mai multe zile ale comunelor și noi nu ne supărăm, sunt bineveniți, la orice oră pot dumnealor. Îi așteptăm cu drag, vă urez petrecere frumoasă, cu Dumnezeu înainte. Vă mulțumesc! Vă mulțumim și noi, doamna primar. Vă rog să mai rămâneți puțin, fiindcă eu astăzi, înainte să vă fi spus bine ați venit, bine am venit, bine ne-am regăsit, voiam să încep în tot felul întâlnirea cu dumneavoastră. Într-un mod sau altul, cred că ar fi fost oricare dintre acestea potrivit, fiindcă sunteți oameni minunați, primitori, care primiți cu brațele deschise pe concetățenii, pe conaționalii dumneavoastră, pe consătenii ce, iată, s-au adunat astăzi în număr atât de mare la zilele comunei Tașca, pe care o sărbătoresc și eu cu mare drag. Și trebuie să vă spun un lucru. Am trecut de atâtea ori, de zeci, poate chiar de sute de ori prin această comună, fără să mă fi oprit nici măcar o singură dată, să văd ce adăpostește ea, să văd cine o populează, să văd ce oameni sunt aici, ce locuri extraordinare. Și mă fac vinovat de acest lucru, dar și promitent al faptului că de câte ori voi trece de acum încolo, voi fi mai atent la locurile pe lângă care trec, la oamenii pe care îi văd în trecerea mea pe aceste meleaguri, fiindcă am descoperit la festivalul de folk la care am fost lucruri formidabile, lucruri frumoase, lucruri care m-au emoționat și de aceea revin cu drag aici. Acum, părintele Dumitrel făcea o remarcă foarte frumoasă la care și eu m-am gândit și iată nimic, nu-i întâmplător, și anume că doamna primar este o oglinda comunității acesteia. Sigur că dumneai se regăsește, aș putea vorbi la nesfârșit fără să încerc să-i găsesc eu calități. Dumneai le are deja și dumneavoastră le-ați cunoscut și recunoscut din momentul în care ați ales-o să vă reprezinte ca și edil al acestei comunități. Însă vreau să subliniez un lucru pe care sunt convins că și dumneavoastră, toți cei prezenți și cei de acasă, l-ați observat. Are lumină în ochi, are dragoste în suflet și mi-a și spus de altfel explicit să nu uit să vă transmit și eu că vă iubește pe toți. Iar un moment anterior acestei exprimări mi-a mai spus de asemenea, sau am simțit eu că se întâmplă asta, mi-a confirmat-o de altfel, că nu poate face nimic fără dumneavoastră. Ceea ce înseamnă că sunteți o frumoasă familie. Am și întrebat oare cum să mă adresez acestor oameni. E atât de greu să fie aproape de sufletul fiecăruia dintre ei, e atât de greu să îi cumva atingi aripa inimii și sensibilitatea fiecăruia dintre cei prezenți, însă de data aceasta nu e așa de greu. Nu sunteți eterogeni, sunteți o comunitate apropiată, sunteți o familie, după cum spuneam, așa încât vom petrece această după-amiază în familie.